Vaccinarea merge în ritm de melc. Din cele peste 450.000 de doze primite de România, s-au folosit doar o treime din ele, deși au trecut două săptămâni de când a început campania de imunizare. România a deschis astăzi încă 25 de centre de vaccinare pentru cadrele medicale, dar ritmul zilnic al imunizării este mult mai lent decât în alte țări. Coordonatorul campaniei de vaccinare, dr. Valeriu Gheorghiță, a declarat luni într-o conferință de presă privind situația imunizării anticovid că din cele peste 450.000 de doze primite de România s-au vaccinat doar o treime. Slabă organizare. Foarte slabă, nu că slabă. Păi unde mă duc? M-aș duce acum, uite acum, m-aș duce să mă înțepe, că doar nu-i mare lucru. N-ai unde. Severinenii spun că ar vrea să se vaccineze și nu au unde față de cei care au posibilitatea de a se imuniza din prima etapă și nu vor. Poate și asta este o problemă. Să vină pe populație, știu că firmele Modern și Seimes, care dau aceste vaccinuri din Belgia și am auzit că până la 20 de milioane mai de locuitori în țară România trebuie să mai aducă și se vaccinează prin spitale, pe urmă prin medicii de familie, etc. Credeți că vaccinarea ar trebui să se facă într-un ritm mai alert? Da, deci trebuie mărit spațiile și astea unde lumea să nu stea la rând, adică să se facă vaccinarea repede și benevolă. Sunt alții care încă nu sunt de acord cu vaccinurile acestea, ar produce reacții adverse. Deci cred că ar trebui să mai accelereze cumva și să mai deschide mai multe puncte de vaccinare, ori să planifice în așa fel încât să fie pe toată perioada zilei să se facă vaccinarea, că este pentru noi, interesul nostru. Autoritățile anunță începerea etapei a doua de vaccinare la 15 ianuarie, care vizează peste 5 milioane de români, dar sunt încă multe necunoscute. Autoritățile spun că au o capacitate de 100.000 de doze pe zi, dar în prezent nici 20% din acest obiectiv nu este atins de la o zi la alta.